cei trei prieteni. Trei fluturi buni prieteni se jucau pe câmp într-o frumoasă zi de vară. Unul avea aripile albe, celălalt galben-aurii, iar aripile celui de-al treilea erau roșii. Deodată se porni o ploaie de vară. Cei trei fluturi se grăbiră să-și caute adăpost. Întâlniră în drum o margaretă albă care își clătina floarea sub picăturile de ploaie. Bună margaretă, primește-ne sub petalele florii tale. Noi suntem mici și aripile noastre stare gingașe. Picăturile de ploaie ni le distrug. Sunteți prea mulți, le spuse margareta. Eu le-aș putea primi numai pe fluturele alb, care seamănă cu mine. Ceilalți doi, mergeți mai departe și căutați-vă adăpost. Să zburăm mai departe. Mai degrabă voi lupta cu ploaia decât să mă despart de voi, le zise fluturele al prietenilor săi. Și fluturașii au pornit mai departe sub ploaia neîndurătoare, iar în calea lor săriră o lalea galben-aurie și au rugat-o să-i adăpostească. Sunteți prea mulți! Tu, frumosule fluture galben, rămâi la mine, dar ceilalți să-și caute de drum. Fluturele galben refuză și zburară mai departe și în fața lor se ivi un mac roșu cu petale mari și strălucitoare. L-au rugat să-i primească, fiindcă li s-au făcut aripioarele grele de ploaie și abia mai puteau zbura. Nu vă pot primi pe toți, să rămână doar fluturele roșu. Ceilalți doi mergeți și vă căutați alt adăpost. Însă nici fluturele roșu nu voi să se despartă de prietenii săi și o luară iară toți la drum. Deodată se ivi în fața lor un plop înalt și frumos, care îi primi pe toți trei în frunzișul lui bogat. Le era frig și aripioarele lor nu mai erau așa de frumoase și de strălucitoare, dar ei erau fericiți și mândri, căci cunoscuseră puterea adevăratei prietenii și bucuria ospitalității. Curând, ploaia se opri și cei trei fluturași, după ce mulțumiră plopului pentru omenoasa lui găstuire, își luară zborul în văzduhul cald și limpede.